dumneavoastră despre eurointegrare, ce părere aveți? Păi și părere vin. Vin părere bună, dar e că ne greu, la țară ne greu. Până la pensie mai vin, dar avem unde lucra, care ne greu. Bolnavi suntem, bătrâni. Și ați dorit să avem în noi, Republica Moldova, locuri de muncă. Da, tineret, da. Să nu pleci peste hotare. Da, da. Pe urmă, când bătrâni ies, să aibă o pensie bună. Să aibă o pensie bună, da. Să aibă nipoței unii, să duși. Să aibă unii învăța, să aibă condiții. Da. Să nu pleci părinții de lângă copii, să fii familia unii. Să rămâi cu bunelii. Că e greu. Dar dacă această integrare s-ar face prin unirea cu România, dumneavoastră să fii de acord sau nu? De, dacă să fie gine, să fiu de acord. Adică dacă ar fi tot bine în țară. Dacă ar fi beneficii pentru noi, să fii de acord cu unirea. Da. Dacă ne uităm în România, nivelul trai mai bun ca la noi. Acolo un pensionar are o pensie în jur de 3.000 de lei. Mai mic nu poți să aibă, poate 2.000 jumate. Da, păi acă, de ce moldovenii mă ieși să fac documente? Pașaport român. Da. Pașaport român și ieși libera circulație. Da. Și acolo sunt locuri de muncă, sunt un salarii mai bune ca la noi. Dar noi suntem de acord, dar noi bătrânii cam ce să facem? N-aș crede eu. Adică n-aș crede, dacă asta e date istorice. Și aici avem români. Asta și înseamnă că trebuie să ne unim. Noi suntem strămoșii noștri au fost daci. Noi suntem urmași a dacilor. Da. Teritoriul care noi trăim în Republica Moldova, care mai este să numește Basarabia, a pasănat cândva României. Însă în 40 noi am fost luați de către Uniunea Sovietică. Eu asta știu tot. Asta știu și o înțeleg. Și adică nu credeți că ar fi o idee bună să... Nu. De nou să redevenim un stat mare sau țernic. Pe locul ei și România pe locul ei. Păi noi rămânem pe locul nostru, noi dacă nu cu România nu trecem mai la nord sau mai la sud. Eu știu, dar poate și alte legi române, poate și, dar noi vrem cu Moldova. Da, dar vom trăi după standarde europene. Dacă ne unim cu România, automat ne integrăm în Uniunea Europeană. Da, și așa, fără România. Așa tot e posibil, dar e mai greu. Vedeți bine, dar de 28 de ani noi suntem independenți. Și vedeți ceva schimbări spre bine. Nu, dar sperăm. Păi, vedeți că stat independent, șansele să ne dezvoltăm sunt mici, pentru că țara noastră e mică, e corupt foarte mult și chiar și e sărac. Poate să și lumea mai înțelegătoare, poate. Iată, uitați-vă care e lumea înțelegătoare dacă tineretul pleacă să o taie. Cine rămâne? Iată, și ea cam i-am trecut un rând și ea cam fata mă leacă mai încolo, ar să ducă. Păi, vedeți. N-aș fi bine ca să avem locuri de muncă la noi în țară. Ar fi bine, ca să nu plecăm de aici, familiile să nu se distrăme. Asta nu știu dacă ar fi vreodată. Uitați-vă, România de 12 ani este în Uniunea Europeană. Ea s-a dezvoltat foarte mult, economia foarte mult a crescut. Corupția acolo este două ori mai mică ca la noi. Salariile și pensiile sunt două, trei ori mai mari ca la noi. E că dacă l-am comparat, un pensionar are la noi pensie de 1200, dacă ajunge la 1200, asta încă e foarte bine. Asta încă e foarte bine. În România are 3000 de lei. Plus România foarte mult ne ajută. 3 ori aproape mai mare. Dar este o cale mai ușoară de a deveni stat european, asta e unirea cu România. E o idee bună sau nu, cum se vede? Iana, spune-mi unii, și trebuie să ne unim cu așa la care noi suntem? A? Păi... Dacă suntem români toți. Dar de ce trebuie să ne mai unim? Că devenim un stat mare și puternic. Da, noi am fost și trebuie să știm, doar nu ne trebuiește. Ia ca să-l întrebe și ala care ne-a dezunit pe noi. Păi acela e rus. Las că noi suntem moldoveni, da. Da, stat român. Da, după, suntem urmași dacilor. Da, 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 da. Adică dacă... Da, da, dacă nu dezlichit, nu dispărțit. Așa e. E cum, da, unirea trebuie numai decât înapoi, cum a fost Marea Unire, cum a fost multe altele. Fiindcă suntem unde am vorbim aceeași limbă, aceeași tradiție, da. Aceeași religie, aceeași scritorie avem. Da, da, asta e corect. Adică dacă ar fi un referendum legat de unire, ați dori unirea cu România. Dar pe cum? Este o cale mai ușoară de a deveni stat european, asta e unirea cu România. Doriți această unire sau nu? Dar ce nu? Fiindcă noi... Și singur nu dorești. Te unești cu România. Doresc să mă unesc cu România. Suntem un neam, vorbim aceeași limbă, avem aceeași tradiții. Adică dacă ar fi un referendum legat de unirea cu România, ați vota unirea. Da.